Salutare, oameni buni, și bine v-am regăsit la un minunat tutorial pentru o, fa o fabrică de raiduri. Foarte, foarte bună, nu dificil de făcut, și simplă pentru a obține un Hero of the Village și, bineînțeles, multe, multe obiecte, inclusiv Totem of Undying. Și, dacă nu aveți și, ce mai putem obține? Putem obține, de exemplu. Așa putem obține eventual crossbow-uri, topoare, chestii de la vrăjitoare, gen redstone, gunpowder. Nu prea mult, dar e o sursă. Emeralde, foarte important, zic eu. Și dacă aveți și un looting pe sabie, eu de exemplu nu am. Aici venim frumos și îi lovim, fără, nicio... fără niciun stres că ne-ar putea lovi ei pe noi. Nici măcar acel evoker nu ne poate afecta în vreun fel. Raidul este făcut astfel încât trebuie neapărat, 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 trebuie să fie deasupra unui ocean. Așa, aici a pornit, acum avem și vrăjitoare. Trebuie să fie neapărat deasupra unui ocean, astfel încât ei să nu aibă unde să se spauneze pe jos. Fiindcă ei nu se spaunează în apă și ca atare nu se pot spauna acolo și se pot spauna doar în acel punct pe care l-am hotărât eu. Aici, în această zonă se vor spauna de fiecare dată și vor veni foarte, foarte repede în acest centru. Pică pe aici, într-un bloc de 1. Foarte frumos. Dat fiind că avem de-a face cu vrăjitoare, dacă avem vrăjitoare și noi practic trebuie să stăm aici și să dăm în continuu cu sabia. Dacă cumva, dacă cumva uităm să dăm cu sabia și se adună prea mulți monștri și sunt vrăjitoare pe acolo, vrăjitoarea îi vindecă pe acești monștri și putem să folosim acest crasher ca să-i omorâm cu sufocare, să nu dăm noi în ei, fiindcă acel voker acel monstru urât. Uh, cum să vă explic? Spaunează fantome dacă este lovit, chiar dacă nu ne vede. Așa, intrăm, le luăm experiență. Așa asta este toată ferma. Aici avem să După ce terminăm uh, raidul, putem să primim chestii de la ei. Nu neapărat schimburi, dar uh, pentru că ei ne aruncă niște cadouri. Bine, momentan acești săteni nu au profesie, doar unul are o profesie. Hai să vedem dacă îl vedem. Uite-l catare Ca ăsta ne va arunca redstone și la Așa, uite, deja încep să pice, se adună tot aici, bestia moare în această șmecherie de lavă. Iar restul mobilor pică, deja cred că avem și un Evoker pe acolo. Aha, uite l ăla ne dă și el emeralde, emeralde ne dă, ne dau uh, Evokerul și vindicatorul cel cu toporul. Ăștia ne dau emeralde. Și vedeți, este o fabrică destul de bună de emeralde. Uite, avem și pe aici încă șapte putem să intrăm așa să luăm sau putem să închidem această trapă și ajungem frumos, luăm toată experiența. Ok, mai este un pillager și astia au fost toți din acest val. Bun. Așa. A, această fabrică este, cum v-am zis, foarte simplu de făcut. Avem nevoie de un centru. Aici, ăsta e centrul. Din acest centru mergem 8 blocuri. Deci, de la acest centru mergem 8 blocuri în fiecare direcție. Ca să avem o suprafață de 17 pe 17. Fără perete, deci 17 pe 17 numărând din aceste colțuri. Da? Din aceste colțuri avem 17 pe 17, dar oricum o să o construim separat ca să vedeți exact cum se face. Hai să luăm și pe asta. Pentru a începe această fermă, mergem la o înălțime considerabilă, în orice caz nu prea sus, fiindcă după nu mai puteți construi, de la, o, de la 255 în sus nu mai puteți construi. Ca atare, oh, ca atare undeva pe la nivelul, uite, de exemplu, s-a blocat jocul, pe la nivelul, uite, 218, 220 este foarte, foarte bine. Pentru a începe avem nevoie, evident, de un cufăr în care să vină toate itemele. O să pun chiar Două, să pun așa, uh, mai pun aici încă unul și un hopper în acesta, nu contează foarte mult cum le organizăm. O chestie care este destul de importantă este să acoperim punctele în care s-ar putea spauna monștri. din mai multe motive. În primul rând nu vrem să se spauneze schelet sau altceva, dar nu am vrea nici să să zicem că poate, poate pornim un raid pe această platformă, nu, nu am vrea asta. Nu, nu, prea sunt șanse să se întâmple asta, dar preventiv cel mai bine ar fi să punem trepdoruri. Așa. Mobii se pot spauna pe un trepdor dacă este pus în felul acesta. Acolo s-ar putea, -ar putea spauna un mob. Dar aici nu se pot spauna. Ca atare e ok. Acoperim această suprafață. Uh, pac, pac, pac. Și încă un trepdor aici, astfel încât să putem ajunge aici, să luăm experiența cu acest treptor de sus și să nu cumva să intrăm în autul din greșeală, da? Fiindcă dacă ar fi să ajungem până aici, evocării ne-ar vedea și ar începe să ne atace cu fantome, ceea ce nu ne-ar plăcea. Ca să facem crasher-ul, avem nevoie și de slabs. A, ah. e bune și astea, de ce nu? Cu care astea le vedeți mai bine, deci astea punem un slab și pentru a face crasher îl facem, lăsăm jumătate de bloc, un bloc și facem de-abia aici. Punem un bloc, în spatele lui va trebui pus un piston, piston, piston cu sticky și un lever. Acest crasher nu este obligatoriu, dar eu personal zic că este bine să îl avem în caz că e să, să fie vindecați evocării de vrăjitoare. E bine să avem un crasher ca să... v-am zis, dacă cumva acel, acel evocăr are full viață și eu îl lovesc, el nu moare și spawnează fantome ceea ce nu vrem, fiindcă fantomele alea sunt mult prea OP. Bun. De aici, de la, deci nu de la blocul cu slab, la următorul, în sus, trebuie să avem 26. Deci ăsta ai primul, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Bun. Deci facem aici un turn de 26. Acesta este al 26-lea bloc, putem să-l înlocuim cu altceva, putem să punem piatră sau orice vrem noi, putem să lăsăm chiar sticlă, dar eu o să pun gheață. Nu trebuie neapărat să puneți gheață, dar e ok ca să alunece ăștia puțin mai ușor. Vedeți că aici am pus gheață doar în centru. Se poate pune gheață pe toată suprafața. Eu v-aș recomanda să puneți, dacă aveți gheață, să puneți pe suprafața de aici de la început, asta de aici. Măcar pe asta, fiindcă ei dacă vin pe aici, oricum vor aluneca pe aici. Aceasta, na, e mai mult de decor, dar mai bine să o avem aici, decât să nu o avem. Așa. Deci facem o suprafață de 17 pe 17. Mergem din acest punct care este centrul. Mergem. Am 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, am, mers prea mult. am mers prea mult, băieți. Îmi pare rău. Nu știu la ce mă gândeam. 2, pe 6, 8 aici. Așa. Nu știu la ce mă gândeam de a mers 10. 4, 6, 8. 4, 6, 8. Și 4. 4, 6, 8. Perfect. După ce am terminat platforma de 17x17, 17, facem un zid exterior. Da, deci acest zid e în afara platformei. Nu mergem pe ultimul bloc al platformei și îl facem aici, ci mergem cu un bloc mai în exterior. Și acoperim suprafața cu ceva pe care nu se pot spauna monștri. Deci putem să folosim sleburi, putem să folosim trapdoor-uri, putem să folosim sticlă. Nu contează, doar să fie ceva pe care nu se spaunează monștri. Nu folosiți glowstone sau chestii de astea, fiindcă se spawnează monștii pe glowstone, doar că, na, monștii care se spawnează și la lumină. Oricum, acum trebuie să punem apă, pentru asta o să ne ajutăm de trei blocuri, iarăși nu trebuie neapărat folosită gheață, eu o folosesc pentru acest exemplu, punem în felul acesta, pentru a nu se crea o dita mai piscina aici, și dacă vom pune apă, oh, apă am zis, așa, apă pe colțuri, în felul acesta, E exact ca la modelele vechi de ferme de fier, pentru cei care au văzut, pentru cei care țin minte fermele mai vechi de fier, e exact același model de uh, flux de apă, să zic așa, uh, în felul ăsta. Perfect, bun. Uh, ferma bănuiesc ar funcționa foarte bine și dacă ați avea doar jumătate din platforma asta. Să zicem cam până pe aici, adică să renunțați la această bucată. Dar ar putea fi niște probleme, ca atare eu zic că cel mai bine să aveți toate fluxurile, ca să fiți siguri că sunt împinși cum trebuie și unde trebuie. Așa. Acum trebuie, odată ce am făcut asta, trebuie să ne alegem un punct din care vrem să vină monștri. De exemplu, în partea aia am venit dincolo, da? Aici putem veni din, orice, din oricare din cele patru părți. Teoretic am putea chiar să ne ducem și pe diagonală. Gen în felul ăsta, să mergem pe diagonală. Nu contează, pentru că, uite, o să vă și demonstrez, o să punem săteanul, trebuie să avem un sătean pe care îl punem undeva pe aici. Și o să vă fac și o demonstrație ca să înțelegeți de ce zic că trebuie să mergem puțin mai departe. Vreau să umplu și colțurile, chiar dacă s-au mai rezolvat gliciurile din Minecraft, dar nu vreau să, să risc să mi se băguiască săteanul prin blocuri. Bine, aici pot să risc o lume de creativ, dar pe lumea mea de survival nu aș vrea să risc ceva de genul ăsta. Zic că eu. Așa, aici ar trebui iarăși să punem ceva pe care nu se spawnează mobi. Chiar dacă sunt șanse foarte mici, dar să fim siguri. Ne trebuie un villager. Hop. Și îl punem aici. Perfect. Un villager cu un pat este tot ce ne trebuie pentru a activa un raid. Acum nu știu sigur dacă aceste blocuri de aici vor putea fi considerate ca blocuri pe care să se spawneze mobi-ray, uh, ca atare le sparg. Sper ca acea platformă de acolo să ne încurce dacă eu o dărâmăm, că vreau să vă demonstrez că dacă ei nu au unde să se spawneze, efectiv, raid-ul nu începe. Uh, nu așa? Puteți să vă dați efectul de bad omen cu, acest, uh, cu această comandă: efect give around a sau around p, sau puteți să vă scrieți numele din Minecraft Minecraft, puncte, Bed Omen. Aici numărul de secunde și aici gradul de level 6. Hop. Așa am activat raid -ul. Vreau să mă îndepărtez să nu se spawneze acolo. Sper că nu. Dacă se spawnează acolo, o să dăm un refresh. Ok. Și am dat start. Acest sătean a activat raid-ul și să vedem dacă se spawnează acolo sau dacă pur și simplu dispare raid-ul. Aha, s-a activat. Înseamnă, da, s-au spawnat acolo. Ok. Pentru a rezolva, o să umplu această platformă de apă. Ca să nu ne încurce. Așa, și o să vedeți că următorul val nu se va mai spauna absolut nimic pe aici. Așa, e plină cu apă. Perfect. O să-i omorâm pe ăștia care sunt. Și nu o să se mai spauneze niciun mob, fiindcă nu au unde. Hop. Hop. Și hai, și tu. Uite, vedeți? Uneori stă așa puțin pe parte, dar până la urmă pică. Așa. Raidul se încarcă și în momentul în care se va încărca, va fi blocat, fiindcă ei nu au unde să se spauneze. Nu au niciun loc favorabil. Hai, hai, hai. Și a dispărut raidul. Exact. A dispărut raidul pentru că ei nu au niciun loc favorabil în care să apară. Ca atare va trebui să le facem un loc. Și mi se pare că acolo am mers vreo 30 de blocuri. Pot să merg 30 de blocuri și aici. Uh, o să fac la înălțimea aceasta. Vreau să sparg de câte blocuri? 5 sau 7? Acolo am spart 7. U, uh, acolo am spart număr par, deci am spart număr par, că e asimetric. Nici nu am dat seama. Bine, aici o să sparg de u, uh, O să sparg de 7 în felul acesta. Bun. Uh, putem chiar de mai mult, de 9. Nu e foarte important. Putem chiar toată platforma asta să o ducem. Nu contează foarte mult. Dar certe că mă duc la 30 de blocuri în coace. Deci avem 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. Bun. La 31 punem un zid. Și o să punem un zid pentru toată această platformă. By the way, această, acest zid... Exterior, trebuie și el să fie acoperit, din mai multe motive. În primul rând, nu vrem să se spauneze pe acest zid. Nu ne dorim asta, fiindcă există foarte mari șanse să pice prin apă și nu cred că vrea nimeni asta. Și în al doilea rând, nu vrem ca acești oameni urâți să o facă pe hopa mitică și să încerce să sară pe aici așa. De asta, dacă punem slab aici, e prea înalt și ca atare nu poate sări nimeni și, băieți, ferma e aproape gata. Mai trebuie doar să adăugăm capcana pentru bestii. Și asta se face foarte simplu. Avem nevoie de câteva semne. Putem chiar să numărăm. Deci, un semn pe care îl punem aici. Al doilea semn pe care îl punem pe el. Da? Deci pe semnul respectiv mai punem încă unul. Al treilea semn pe care îl punem tot pe el. Al patrulea, al cincilea și al șaselea și al șaptelea de fapt care vin pe lateralele celui de-al treilea, da, deci pe laterale. Și acum mai avem nevoie de încă patru am pierdut numărătoarea, câte erau? 3, 7, ok. Și încă 4 pe care le pun pe cele de pe laterale, în felul acesta. Așa. Și așa. Perfect. Merge și cu porți deschise, dar cred că cu semne e cel mai ușor. Na, fiecare cum preferă. Ideea la porție că e posibil să le apăsăm din greșeală și să le închidem, ceea ce nu ne dorim. Dacă punem lavă pe semnul din mijloc, vedeți că lava stă aici și nu este clintită. Și acoperim aceste slevuri cu niște... Uh, sleb, uh, acoperim lava cu niște slevuri, astfel încât acea bestie, dacă intră în lavă, să nu înceapă să nuate în sus și să se ridice prea sus. Să dea cu capul de slevuri. Bun. Și, dacă vă vine să credeți, asta este toată ferma. Vedeți acolo cât de simplă este. Săteanul avem, ok, singurul lucru pe care nu l-am adăugat este această zonă, aici avem pur și simplu niște hopare, care dau într-o cutie și acești săteni îmi aruncă obiecte, iar acele obiecte, acele cadouri pică în aceste hopare și vin în această cutie, Asta e un detaliu, na, e un detaliu, așa cum am zis, deci e doar de uh, o adăugare pe care o puteți face dacă vă doriți. Bun, iar acum putem chiar să-și testăm, mergem acolo jos. Acesta. Noi practic aici venim să zicem că aici este portalul nostru din Nether. Venim aici cu Bad Omen și putem să dăm comanda. Bine, nu dăm comanda asta, dăm acum că suntem în Creative. Uh, cred că... Nu de ce, n-a funcționat de la început. În fine, dacă cumva să zicem că de acolo de jos nu ni se activează raid-ul, putem să, nu știu, să ne facem o scară pe aici, să ajungem mai aproape de sătean. Nu știu de ce nu mi s-a activat, sunt prea departe de el oare? Mă rog, Certe că vedeți, a pornit raid și ei se spaunează și pică toți acolo. Și de final aș vrea să vă arăt ce s-ar putea întâmpla dacă faceți această fermă pe o lume care nu e deasupra oceanului. Ei bine, uitați ce s-ar putea întâmpla, băieți. effect, give, Minecraft Bad Omen, 10 secunde de level 6. Bun. Suteanul, ce-am făcut cu el? L-am scos? Eu, de ce nu pornește? Hmm, tu de ce nu vrei să pornești raidul? Că tu ai pat. Nu vrea raidul să se pornească. A, ah, pardon, că sunt pe hard. Că sunt pe peaceful. Dacă sunt pe peaceful, raidul nu pornește. Ok. Și acum o să observați că pot foarte ușor să fac un raid victory. Uh, weather clear. Așa. Pot foarte ușor să fac Raid Victory. Și? Ia uitați, Raid Victory, direct. Hai, scrie acolo Victory. Scrie Victory acolo. Ok, nu vrea să scrie. Uite, Raid Victory. De ce mi-a apărut aici Raid Victory și pe cealaltă hartă nu? Fiindcă pe cealaltă hartă mobii nici măcar nu s-au spawnat. Aici s-au spawnat. Uh, nu am primit efectul de Hero of the Village, deci nu este o șmecherie de a obține foarte, foarte ușor efectul. Asta se poate întâmpla. Ok. deci da, cam, cam, asta. Asta se poate întâmpla dacă faceți o fabrică atât de sus. Ăștia, toate, toate valurile se spawnează aici jos. Nu aia, nu aia. uite și acolo mai avem, ia uitați ce e aici. Ia uitați ce e aici. Imaginați-vă să faceți o chestie de asta pe o lume de survival și să coborâți aici jos, să vă bateți cu toți ăștia. Toate valurile deodată. Nici măcar nu primiți efectul, fiindcă nu mai e niciun raid. Ia, mai, mai este și uretul ăsta. Nesimțitul acesta. Care mă seacă la creier. Ne simțitule. Da, aceasta, băieți, este a, dovada vie că fabrica de raiduri trebuie făcută deasupra unui ocean. Bine, sau eventual puteți să spargeți până la bedrock, ca și cum ați face o fabrică de vrăjitoare, ar fi la fel de bine. A, dar ideea e că ei trebuie să. nu se poate spauna pe jos și cel mai bine o faceți deasupra unui ocean ca să fiți siguri. Și dacă faceți asta, totul este bine, totul este frumos și fabrica voastră o să meargă. Sper că v-a plăcut acest tutorial. Dacă v-a plăcut și mai veți tutoriale în continuare, aici n am mai pus la va știu, că era doar un, doar un exemplu. Dacă v-a plăcut și mai veți tutoriale în continuare, nu uitați să-mi ziceți, să -mi ziceți ce tutoriale ați mai vrea. Și noi o să ne vedem data viitoare. pa! pa!